astăzi, în conformitate cu prevederile articolului 179, coroborat cu 134 din ordonanța 57 prin codul administrativ, precum și a hotărârii Consiliului 170 din 31 august 2020, privind regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean, prin dispoziția 370 din 25 august 2022, am convocat Consiliul Județean în ședința ordinară de astăzi, pentru ora 11. Ședința se va desfășura prin intermediul unei platforme online de videoconferință. Convocarea dumneavoastră s-a făcut înscris prin mijloace electronice și telefonic. Ca de fiecare dată, vă propun să începem ședința cu intonarea imnului național. Înainte de a trece la ordinea de zi și a parcurge aceste puncte, vă solicit să vă înregistrați prezența pentru a putea verifica cvorumul pentru astăzi, la semnalul colegului nostru. Vă rugăm să vă înregistrați. Înregistrarea s-a încheiat. De persoane prezente. Avem, consultând înregistrarea prezenței de astăzi, constat că din totalul de 37 de membri sunt prezenți 34, fiind asigurată prezența majorității consilierilor județeni în funcție, astfel că ședința se desfășoară legal. Domnule președinte Trean, abordam, mă scuzați, cred că n-am reușit să mă înregistrez. Sunt prezent la ședință. Vă mulțumesc. Cred că nici eu n-am reușit să mă înregistrez. Valentin Cuibu sunt. Verificăm. Deci, nu apare. Sunteți înregistrați amândoi, dacă mai sunt alte persoane care au dubii. Că se poate puțin mai tare microfonul, domnule președinte, vă auzim foarte încet. Foarte încet. Nu am vrut să vă deranjez cu vocea mea. Bună ziua, domnul președinte. Cred că nici eu n-am reușit să mă înregistrez. Angela Marchisă. Da, știu. Verificăm și la doamna Marchiș. Nu e înregistrată. Vă rog să înregistrăm. Volumul, dacă... Acum auziți mai bine? Sau tot e suficient? Se aude mai bine. S-ar putea și mai bine. Da. Acum auziți? Se aude. Auzim. E ok. Slab. Domnul președinte, eu vă aud foarte bine. Nu știu, cred că ține de legat de dispozitivul colegilor. Acum auziți mai bine? Acum da. Da. Mult mai bine. Mai mult de atât nu se poate, de la noi cel puțin, ridica volumul. Doar dacă nu aveți dumneavoastră la dispoziție posibilitatea să mai măriți acest volum. Dar cred că mă auziți. Acum e în regulă, domnul președinte. Doamna Marchiș, e înregistrată? Am înregistrat-o și pe Angela, bun. Dacă mai sunt situații în care credeți că nu v-ați înregistrat și să verificăm.
Bună ziua, domnule președinte, Maria Forna sunt, nu am reușit să mă înregistrez. Mulțumesc. Da, o rezolv și pe Maria? Nici eu, Lucian Cordis sunt, nici eu n-am reușit să mă înregistrez. Dar e Cordis. Da, dar mai reluăm o dată. Nu știu. Da, bun, haideți să mai reluăm o dată, că suntem într-o situație iar pentru a nu face o greșeală la numărat, haideți să mai încercăm o dată și poate că de data asta la semnalul colegului meu o să vă rog să vă registrați din nou. Să vă registrați. Registrarea s-a încheiat. Problema e la domnul, la domnul Cuibus, doamna Marche și la domnul Abrudan. V-am înregistrat, dar vedeți că aveți o problemă, nu s-a înregistrat nici acum. Dar la mine apare că s-a înregistrat. Domnule președinte, știți ce rugăminte am? Eu, de exemplu, de pe laptop nu pot să mă conectez la întâlnire. Nu-mi dă gazda acordul ca să intru în întâlnire. Telefon, nu pot să votez nici cum. Haideți că încercăm. Dar sunteți înregistrat acum. Deci eu numai de pe telefon pot intra. De pe laptop nu pot să intru. Nu știu care e problema. Adică îmi dau intrați în întâlnire și aștept, zice, să-mi dea gazda ok-ul. La Prudan. Prea vezi că nu poți simultan după două. Dar încercați acum, dar închideți unul. Bine, haideți să revin. De pe laptop, mulțumesc. Bun, noi v-am rezat prezent, deci consultăm prezența, de fapt, din totalul de 37, sunt prezenți 36. În prezent, fiind asigurată majoritatea consilierilor județeni în funcție, astfel că ședința se desfășoară legal. O să încep prin a supune votului noastră aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare, respectiv din data de 27 iulie 2022. De voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Cu privire la ordinea de zi de astăzi, eu vă propun suplimentarea acesteia cu proiectele de hotărâre de la punctul numărul 10A până la punctul 10F, puncte care v-au fost trimise tuturor în zilele trecute. În acest sens, supun la vot suplimentarea ordinei de zi cu aceste puncte. Vreau să votați. De voturi pentru, ordinea de zi a fost suplimentată. Supun la vot ordinea de zi, proiectul ordinei de zi cu această completare anunțată și aprobată prin vot. Votul s-a încheiat.
33 de voturi pentru. Proiectul ordine de zi a fost aprobat. Dacă există din partea dumneavoastră intervenții cu privire la abținere sau participarea la adoptarea unor proiecte privind conflicte de interese sau alte situații pe care doriți să le aduceți la cunoștință plenului, vă rog în acest moment să interveniți. Călin Tuluc, nu particip la dezbatere și la vot la proiectul 10D de la Dumitru. Da, vă rog, dacă mai sunt intervenții. Bună ziua, Laura Elena Chiorean. Nu particip la dezbatere și la vot la punctul 10C de pe ordinea de zi. Da, mulțumesc. Dacă sunt alte intervenții? Eu, Lusa Martea, nu particip la dezbatere și la vot la proiectul numărul 6 de pe ordinea de zi. Mulțumesc. 6? 6. 6. În regulă, vă rog, dacă mai sunt intervenții. Bună ziua, Adrian Arion sunt. Nu particip la dezbatere și la vot la proiectul numărul 6. Da, am înțeles, vă rog. Dacă mai sunt intervenții. Dacă nu, atunci vă propun să derulăm punctele înscrise pe ordinea de zi. Mai exact, proiectul numărul 1 privind modificarea HCG 230 din 2021. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Comisia numărul 2, aviz favorabil, domnul președinte. Mulțumesc, dacă sunt discuții la acest punct. Bună ziua, da, aș dori eu să întreb ceva, dacă îmi permiteți. Cătălin. Cine? Cătălin Sălăgeană. Vă rog să interveniți. Aș dori să întreb dacă pe această modificare care se propune acum, modificare de tarife, există niște analize privind veniturile Cluj-Arena pe tipuri de activități. Că am văzut că la anumite tarife le schimbăm, se propune a fi modificate, la altele rămân așa. Și dacă există o astfel de analiză, dacă avem informații pe tipuri de activități, pentru că din ceea ce s-a propus, din ceea ce am văzut în referatul de aprobare, atât cu concurența, competiția celor alte stadioane, din punctul meu de vedere nu se prea susține, pentru că noi ne comparăm cu Oblemenco din Craiova, care are un tarif mai mare și noi vom modifica tariful la mai puțin de jumătate, să ne comparăm cu stadionul din Ploiești, care are 3.000 de euro tarif pentru competiții din Liga 1 și capacitate de 15.000 de locuri. Deci, practic, noi mergem cu tariful aproape de un stadion la jumătate din capacitatea de locuri. Și, repet, vreau să știu dacă există astfel de informații, tipurile de venit pe fiecare, cu veniturile pe fiecare tip de activitate, de închiriere a stadionului. Bună, vom transmite întrebarea noastră către Cluj Arena. Vă rog, dacă sunt alte intervenții. Dacă nu, atunci supun votul dumneavoastră acest proiect. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De 7 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 2 privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 68 din 2021. Comisia numărul 1, aveți cuvântul. Comisia numărul 1, aveți favorabil. Da, dacă sunt intervenții la acest punct. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul.
50 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 3 privind încadrarea unui sector din drumul comunal DC32 Bonțida, drumul județean 161 Coasta Tăușeni până la drumul județean 161K, capa în categoria funcțională de drumuri de interes local, în categoria funcțională de drumuri de interes județean, cu denumirea de DG109Z. Comisia numărul 4, aveți cuvântul. Comisia numărul 4, aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rog să votați. De voturi pentru. Proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Cred că e o problemă cu microfonia. Mă aud eu pe mine. În regulă. Proiect de hotărâre numărul 4 privind încheierea unui protocol de colaborare cu Ministerul Apărării Naționale pentru punerea la dispoziție cu titlu gratuit a ortofotoplanurilor în format digital pentru întreg teritoriul administrativ al județului Cluj. Comisia numărul 3, aveți cuvântul. Comisia numărul 3, aviz favorabil. Mulțumesc. Nu știu dacă m-a auzit, comisia numărul 3. Comisia numărul 3, aviz favorabil. Comisia 3. Am auzit pe Mitică. Se aude, comisia 3 a avis favorabil, se aude. Nu știu, Mitică, comisia favorabil. Dumneavoastră nu auziți, domnul președinte. M-auziți, stimați colegi? Da, auzim. Noi vă auzim, dumneavoastră nu ne auziți pe noi. Auzim, vă auziți? Da, da, vă auzim. Vă auzim. Nu mă mai aud cu oamenii. Cred că la dumneavoastră e o problemă. Da, vă auzim. Noi vă auzim. Chiar cine trebuie nu ne aude. Trebuie făcut fizic. Sperăm că vom reveni la varianta fizică curând să nu mai întâmpinăm probleme tehnice. Mă auziți acum? Auzim. Mă auziți? Cam slab. Numărul 4, comisia numărul 3, la proiectul numărul 4. Comisia numărul 3, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții la proiectul numărul 4. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 5. Privind aprobarea organigramei a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Filarmonica de Stat Transilvania, comisia numărul 6, aveți cuvântul. Comisia 6, aviz favorabil. Da, mulțumesc. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați.
s-a încheiat. De voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 6 privind modificarea HCG numărul 139 din 2021. Comisia numărul 5, aveți cuvântul. Comisia numărul 5, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 7 privind însușirea unei documentații cadastrale pentru imobilul stat în municipiul Cluj-Napoca, strada Donat numărul 172-174. Comisia numărul 4, aveți cuvântul. Comisia numărul 4, aveți favorabil. Da, mulțumesc. Dacă sunt alte intervenții. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 8 privind modificarea hotărârii Consiliului Țean numărul 12 din 2016. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Aviz favorabil, domn președinte. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții la acest punct. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiectul numărul 9 privind modificarea hotărârii Consiliului Țean numărul 138 din 13.07.2018. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă aveți intervenții, vă rog. Adela Dehenes, aș avea două întrebări. Vă rog. În primul rând, în legătură cu drumul DJ107N. Legat de proiect. Legat de proiect, vă rog. Da, deci 107N-ul este deja recepționat până la un anumit punct. Întrebarea mea este dacă este preconizată continuarea modernizării acestui drum către Valea Ierii, peste Muntele Rece. Am văzut că acolo sunt deja aparent pregătit terenul, dar nu am înțeles exact dacă va continua. Da, răspunsul este da, va continua. Și în celălalt punct este legat de drumul TJ107M până la Buru. Am urmărit istoricul acestui drum, cred că nimeni nu-l cunoaște mai bine decât dumneavoastră și am vrut să vă întreb dacă de data asta, prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici, sunteți mai optimist ca acum 4 ani sau acum 6 ani când dădeați declarații despre blocajele existente pe acest drum. Acum se lucrează la acel drum, să vă dis, la Iara Buru. Chiar azi am făcut un inventar asupra stadiului lucrărilor. Se lucrează, zic eu, bine și fiind un proiect pe bani europeni, chiar nu mai există obstacole decât acestea care apar pe parcurs. Deci, practic, acel drum, dacă veți merge, veți vedea că este un drum care arată bine și se va duce până la capăt, întrucât nu mai există obstacole. Acum vom vedea exact când vom putea să-l și recepționăm, dar răspunsul este da, se lucrează. Chiar azi am și oferit un comunicat cu imagini de acolo și am fost prezent să vedem stadiul lucrărilor. Și eu am fost ieri acolo, domn președinte, se lucrează până când a venit o ploaie în jur de ora 3 torențială, dar se lucra peste tot, am fost pe tot traseul ieri. Mulțumesc, mă scuzați. Da.
Bine, vă mulțumesc. În regulă, dacă mai sunt intervenții. Dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul. Să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 10 privind modificarea hotărârii consiliului numărul 139 din 1307-2018. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Comisia 2, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții la acest punct. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Este la fel un drum care se realizează lucrări, ca alături de multe altele și mă bucur că reușim și dăm drumul inclusiv la partea de întreținere în această perioadă, pe lângă acestea care sunt în modernizare. Până la urmă, cred că vom reuși să realizăm ceea ce am estimat în ceea ce vește partea de lucrări pe drumuri, cu toate că am avut momente mai dificile cu licitațiile contestate la întrețineri și în prezent suntem în perioada de semnare de contract pentru celelalte loturi, pentru care nu am putut finaliza în perioada de început de an datorită sau din cauza contestațiilor. Vom reuși până la finele anului să închidem, cred eu, atât pe partea de modernizare, cât și pe partea de întreținere cu plus. Vom vedea. Oricum, contractul de întreținere cadru, care va fi pe 4 ani, ne va da posibilitatea în fiecare an să putem, din primăvară până în toamnă, să lucrăm la întreținere fără să mai fim nevoiți să tot licităm an de an aceste contracte, care, sigur, contestate fiind, pot să ne țină și 6 luni blocați. Suntem în sfârșit cu acest lucru la capăt, cu această operațiune de licitare a întreținerilor. Bun, ca să revenim la proiectul numărul 10. Da, revenim la punctul 10A, întrucât la 9 am votat, da? Bun? La punctul 10A... 10, mă scuzați, punctul numărul 10. Este vorba de un proiect de hotărâre prin modificarea hotărârii Consiliului Țean numărul 139 din 1307-2018. Comisia a dat, urmează doar vot, da? Să pun votul dumneavoastră acest punct. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 10A. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a obiectivului de investiții desființare parțială Corp C4, autorizare schimbare de destinație din grup electrogen în centrală termică la Spitalul de Bolți Cecrunce Borșa. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Comisia 2, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții la acest punct. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Domnule președinte. Sunt intervenții, dacă încă o dată întreb. Dacă îmi permiteți o scurtă intervenție. Vă rog. Am avut discuții și cu colegii din aparatul de specialitate. Într-adevăr, sunt necesare aceste lucrări. Sperăm că în urma SF-ului totuși costurile să scadă. Este vorba totuși de 37.000 de euro pentru refacerea unui plafon la o clădire de 22
metri pătrați. Da, vă rog dacă sunt și alte intervenții. Dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 10B privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiții Spital Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Aviz favorabil. Da, stimați colegi, am promovat acest proiect. Probabil că majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți subiectul. Este vorba de intenția Consiliului Județean de a construi acest spital monobloc, un proiect extrem de important, spun eu, atât pentru noi ca și consilieri, dar în primul rând pentru clujeni și nu numai, pentru că așa cum am spus de nenumărate ori, aproape 60% dintre beneficiarii serviciilor medicale, pacienții, cei care au beneficiat de servicii medicale din partea spitalului de copii, sunt neclujeni, adică copii care sunt practic din alte județe decât, să spunem, județul Cluj. De aceea, acest spital pe care noi astăzi îl avem și care își desfășoară activitatea în aproximativ 14 locații, evident, cu trecerea timpului, cu uzura fizică, cu tot ceea ce vreți dumneavoastră, a devenit oarecum impropriu pentru a derula o activitate medicală de calitate și asta se întâmplă nu numai în cazul spitalului de copii, și multe alte spitale care ar trebui refăcute de la zero, întrucât toate reparațiile de-a lungul anilor s-a demonstrat într-un final că tot aici aduc. Și atunci am gândit acest proiect încă de în urmă cu 2 ani, alături de centru de transplant. Nimeni nu se gândea în momentul ăla la un spital nou de copii. Evident, cu dificultățile date de lipsa unui teren, de revendicările din Cluj pe fiecare bucățică, nu găsești un teren liber, cu discuții și, să spunem, mai multe piste pentru a găsi un teren potrivit. Am avut mai multe tentative, după cum știți. Într-un final am găsit, evident, Consiliul Județean neavând în proprietate un teren, pentru că dacă l-avea atunci putea să realizeze acolo. E bine, am reușit într-un schimb cu Universitatea de Științe Agricole să obținem acest teren, să avansăm cu documentele, să realizăm un concurs internațional pentru faza de proiectare SF și până la faza de autorizație. Concurs de soluții care a dus practic la o competiție frumoasă și care a dat un câștigător, o companie care a realizat în Europa mai multe spitale. Proiectul este apreciat atât de arhitecți cât și de medicii care lucrează în momentul de față la spitalul de copii și nu numai. Și cred că este de datoria noastră să facem tot ce ține de noi ca acest spital să-l putem realiza. Sigur, sunt multe discuții. De unde suma de bani? De unde vom avea toate aceste lucruri? Știți prea bine, în momentul de față este în PNRR cu șanse de finanțare acest spital, precum și centrul de transplant. Vom vedea exact care este suma pe care o vom putea obține. Avem în vedere și alte surse alternative, respectiv programul operațional sectorial de sănătate și, de ce nu, chiar un contract cu Banca Mondială, pentru că am obține ușor această finanțare pentru acest spital. Sunt niște costuri estimative, niște indicatori pe care proiectantul și, să spunem, titularul proiectului, a contractului, a făcut în acest SF. Vom vedea exact, practic, la licitații care sunt sumele reale. Însă, apelul meu către dumneavoastră este de a susține acest proiect, extrem de important pentru toată lumea, de la copii până la bunici, părinți și așa mai departe. Cred că a avea într-un singur loc acest spital cu 12 secții cel puțin, cu număr suficient de paturi, n-aș vrea acum să vă rețin și să vă descriu exact în ce constă spitalul, pentru că cu siguranță majoritatea sunteți informați, însă cred că acest spital realizat în sistem monobloc în locația respectivă, în vecinătatea viitoarei centuri de sud și în apropierea actualei centuri a municipiului, pe un teren generos, spun eu că
ar putea să fie soluția și să facem tot ce putem pentru ca această clădire să înceapă cât mai repede. Suntem în faza în care vom avea AC în câteva zile. Am parcurs toate etapele. În momentul de față suntem în faza de a obține autorizația de construire, pentru că avem deja studiu de fezabilitate, avem plan urbanistic zonal aprobat prin hotărâre de Consiliu. Deci am parcurs toate aceste etape necesare și utile. Cred că odată cu obținerea autorizației și stabilirea unei sume în PNRR, cât o fi ea, o vedea. Toată lumea se bate acum pe aceste sume din PNRR. Vom vedea cum va stabili guvernul această modalitate de finanțare. Deci, cred că odată ce vom avea autorizația, vom putea demara licitația de urgență, la fel cum am și făcut-o cu centrul de transplant, unde deja am demarat autorizația, este trimisă documentația la ANAP și urmează să demarăm procedurile. Deci apelul meu la dumneavoastră este de a susține acest proiect important. Este un proiect asumat de conducerea executivă, de actuala conducere a Consiliului și împreună cu, evident, partidele care susțin actuala conducere a Consiliului Județean, de aceea l-am și promovat, dar sunt convins că toate partidele vor fi alături de noi în acest mare proiect, doar să putem să-l realizăm ar fi un pas important pentru Cluj. De aceea rugămintea mea este să susțineți și dumneavoastră, indiferent de la ce partid sunteți, să susțineți acest proiect important, mai cu seamă că e o muncă de 2 ani cu toate, să spunem, obstacolele, cu toate greutățile, cu toate bâlbuielile, cu toate încercările proteșoate de a găsi terenuri potrivite. În administrație nu merge totul ca în matematică. E de multe ori extrem de complicat să găsești 2 metri pătrați de teren să faci o investiție. Dar am reușit să găsim formula cu Universitatea de Științe Agricole. Nu aș vrea să încheie înainte de a mulțumi domnului rector Cătoi pentru sprijinul și faptul că a avut această deschidere în a face acest schimb, care se va concretiza de fapt în momentul în care acest spital va fi finalizat. În momentul acela, practic, se va pune în aplicare în totalitate legea prin care noi am reușit să primim acest teren. Este un proiect important, uriaș, dacă veți vedea, este ceea ce cred că are nevoie Clujul. Este un proiect unic în România. Va fi de anvergură unui spital regional de urgență, doar pentru partea de copii. Și cu toții, cred că dacă vom putea lăsa după acest mandat al nostru acest spital, cred că vom putea fi mândri de acest mandat pe care cu toții l-avem și de contribuția fiecăruia la realizarea acestui important obiectiv. Așa încât vă rog încă o dată, în final, să veniți alături să susțineți acest proiect și, în mod evident, să putem, într-un termen cât mai scurt, să demarăm procedura. Vom vedea la PNRR care sunt sumele alocate. Încă lucrurile nu sunt tranșate, după cum știți. Sperăm ca din suma estimată de noi să fie o sumă cât mai mare, dacă nu toată. Evident că noi am cerut întreaga sumă pentru a fi acoperită din PNRR. Vom vedea în momentul în care se va discuta această sumă. Eu vă asigur că mă voi bate pentru acest proiect. Discuția este în momentul de față dacă se va finanța, în principal se vor finanța proiectele mature care au deja, s-au ajuns în faza de autorizație și cu posibilitate de licitație, sau se finanțează mai mult spitalele vechi care necesită reparații, să spunem cârpeli schimbat de rețele electrice și, să spunem, lucrări exterioare de renovare. Sigur, sau împreună, sau separat, încă nu se știe exact cum se vor cântări aceste sume și care vor fi, într-un final, sumele alocate. Eu cred că proiectele mature de spitale noi ar trebui să aibă prioritate, de aceea noi deja am și pus pe masă la guvern aceste două mari proiecte importante, unice în România, care nu au pe linia lor de finanțare concurență, de aceea cred că vom avea o șansă să luăm o sumă importantă de bani. Domnule președinte, dacă îmi permiteți o intervenție. Vă rog. Da, domnule președinte, vă asigur că și grupul USR Plus va susține acest proiect și la fel cum a fost susținut și la momentul în care eram la guvernare, USR Plus, PNL și UDMR a fost introdus în PNRR.
Sper că se vor obține fonduri din PNRR, la fel cum acest proiect a fost susținut și de grupul USR Plus în Parlamentul României la momentul adoptării legilor necesare pentru transferul acestui teren. În regulă, mulțumesc. Dacă mai sunt... Domnul președinte, dacă îmi permiteți și mie. Vă rog, domnul Cordoș. Mulțumesc. Bună ziua, dragi colegi. Un scurt comentariu și de susținere a acestui proiect. Poate este cel mai important proiect ales în această zonă a sănătății publice din Transilvania și poate chiar, cred că ne exagerez să spun, din România. Era nevoie și cred că cel puțin de peste 10 ani suferă, eforturile sunt foarte mari care se fac pentru menținerea, să spunem, serviciilor medicale pentru copii. Și cu siguranță este binevenit. Am avut o discuție și cu domnul ministru Rafila și cu ceilalți miniștri de resort și vom susține și atât noi consilierii județeni, PSD, cât și eforturile județului de a se obține o finanțare pe măsură pentru realizarea acestui obiectiv principal. Prin urmare, nu pot decât să apreciez ceea ce am început să facem, ceea ce să sperăm că vom și realiza și cred că niciun efort din partea tuturor colegilor și a celor care vor vrea să aducă o susținere nu este prea mult. Vă mulțumesc pentru atenție și în speranța că acest proiect va prinde sau va avea finalitatea pe care ne-o dorim, vom face tot ceea ce este necesar. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu, domnul Cordoș. Vă rog, dacă sunt intervenții. Domnule președinte, dacă îmi permiteți. Călin Cosma sunt, dacă îmi permiteți. Laura Chioren, eram. Deci, doamna Chiorean, după care domnul Cosma, mai era cineva care s-a anunțat? Bun, doamna Chiorean, vă rog. Domnule președinte, achiesez la ceea ce a spus domnul președinte Cordoș. Cred că noi, toți consilierii județeni, ar trebui să ne concentrăm pe tot. Toate investițiile acestea sunt de prim rang în ceea ce privește viitorul copiilor noștri, sănătate și educație. Și doresc să felicit și aparatul de specialitate al județului Cluj pentru promovarea acestor proiecte, pentru munca depusă. Știm cât efort este în spate. Noi vom veni cu susținerea necesară din punct de vedere politic în ceea ce privește finanțarea acestor proiecte, indiferent dacă banii din PNRR vor ajunge sau nu, trebuie să găsim întotdeauna, depunem toate eforturile pentru a susține și din resurse proprii astfel de proiecte, să ne gândim la aceste lucruri și nu pot decât să vă felicit pe toți pentru faptul că Clujul este în topul proiectelor admise și finanțate din PNRR și trebuie să spunem acest lucru. Mulțumesc mult și felicitări tuturor! Da, mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții... Președinte Călin Cosma sunt. Scuzați-vă, vreau doar să transmit că Partidul Mișcarea Populară susține acest proiect. Am fost dat cu valul că m-a lăudat doamna Călina și dar am uitat de dumneavoastră, îmi cer iertare. Nu e nicio problemă. Vă rog. Partidul Mișcarea Populară susține acest proiect și va susține toate proiectele grandioase. Noi considerăm că este nevoie de proiecte mari, grandioase pentru Cluj. Și Partidul Mișcarea Populară le va susține întotdeauna. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Bun, n-aș vrea să trecem la vot înainte de a mulțumi și colegilor noștri de la UDMR, care sunt parte a executivului și care, în mod evident, au susținut tot timpul aceste proiecte. Și, evident, colegilor mei de la PNL, care au susținut de la început și fără de care, în mod evident, n-aș fi putut veni cu el în fața dumneavoastră, având practic asigurată această majoritate. Mulțumesc tuturor și sper ca în cel mai scurt timp să putem să avem finanțare, să dăm drumul la licitație. Suntem în această fază și mi-aș dori tare mult să putem în 2 ani să facem cât mai mult din acest spital. Mulțumesc tuturor pentru susținere și vă propun să rămânem alături de acest proiect și pe viitor.
Îmi cer scuze, dar era cineva care dorea să intervină? Și noi vă mulțumim, domnul președinte, că apreciați. Mulțumim frumos. Da, domnul Vacă. Mulțumesc. Bun, vă propun să ne întoarcem atunci la proiectul 10B. Comisia numărul 2 a avut cuvântul? Cred că da. Dacă nu mai sunt discuții la acest punct, încă o dată mulțumesc tuturor acelora care a susținut și veți susține acest proiect, cred eu, bun pentru comunitatea noastră și nu numai. Vă propun să supunem la vot acest proiect numărul 10B. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...34 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiectul numărul 10C este un proiect de rectificare a bugetului pe anul 2022. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Comisia numărul 2, aviz favorabil, domnul președinte. Mulțumesc, am motivat în referat de ce facem această rectificare și cred că alte explicații suplimentare nu cred că am în acest moment, dacă sunt intervenții sau discuții la acest punct. Dacă îmi permiteți, domnule președinte. Vă rog. Domnule președinte, în primul rând vreau să mulțumesc colegilor din aparatul de specialitate pentru că ne-au comunicat la timp documentele suplimentare solicitate. Ar fi oportun dacă ar fi puse în folder de la început să nu fim nevoiți să facem demersuri suplimentare. Pe de altă parte vreau să precizez că rectificarea bugetară redistribuie fonduri exact din capitolele de la care am propus și noi amendamente care au fost respinse printr-o decizie politică la momentul dezbaterii bugetului, deși s-a motivat că nu există fonduri. Iar în altă ordine de idei, consider necesar un amendament de tehnică legislativă la acest proiect, având în vedere alocarea de fonduri pentru centru militar zonal. În preambulul proiectului, cred că este necesar să specificăm la înconformitate cu și prevederile articolului 76 din legea 446 din 2006. Da, doamna secretar. E amendament sau pur și simplu facem o... Trebuie completare sau amendament? Cum considerați? Da, numai puțin... Mai repetați puțin pentru doamna secretar. La inconformitate, cred că sunt necesare introducerea și prevederilor articolului 76 din legea 446 din 2006, având în vedere alocarea... Unde trebuie făcută mențiunea asta? În temele legale, da? La inconformitate. Bine. Deci vom completa și cu acest act normativ în regulă. Mulțumim pentru faptul că ne-ați avertizat. Dacă aveți alte propuneri sau intervenții la acest punct. Sperăm că la anul, la buget, vom găsi mai mare deschidere pentru amendamentele noastre, având în vedere că exact din acest capitol bugetar se iau fonduri acum. Da, vă rog, dacă sunt alte intervenții. Dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. S-a încheiat. De voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiectul numărul 10D. Aș vrea să știți că o parte din aceste proiecte au fost nevoie să le punem practic în ultimul moment, nu pentru că ne-ar fi dorit noi ca toate să le punem. Unele sunt pentru că au venit și din partea solicitanților cererea cu întârziere, altele au fost în baza unui act normativ sau unei hotărâri de guvern care, cel puțin pe asistență socială sau pe cealaltă alocări cu filarmonica și au fost prinse în acte normative pe care, sigur, noi, că având convocată ședința înainte, am fost nevoiți să le... Unele dintre de aceea au și erori din acestea, cum a constatat domnul coleg. Într-adevăr, vorbim despre actul normativ în conținut, dar nu-l amintim în preambul. Era evident că, este evident că e o eroare acolo și o greșeală de-a noastră.
Bun. Să revenim la proiectul numărul 10D. Este vorba de un proiect de alocare unui sume din fondul de rezervă al județului pe anul 2022. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Comisia numărul 2, aviz favorabil. Da, mulțumesc. Este vorba de o intervenție pentru a sprijini la începutul anului școlar o situație apărută în comuna Mociu. Am mai avut astfel situații la Panticeu, mi-amintesc cu partea de acoperiș și alte chestiuni care au necesitat o astfel de abordare și am considerat că, fiind vorba de o unitate de învățământ, să venim în sprijinul primarului pentru a putea... Și au mai fost situații, nu numai Panticeu. Mi-amintesc că au mai fost mai multe comune unde în partea asta de intervenție în materie de școală sau grădiniță pentru acoperiș, semn de încălzire, nu pentru lucrările obișnuite pe care nu le putem noi susține, dar pe astfel de situații unde timpul necesită intervenție rapidă, acolo am mai intervenit și o vom mai face. Nu e o problemă. Deci comisia numărul 2, aveți cuvântul. Am spus, aveți favorabil. Mulțumesc, dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 10E privind modificarea hotărârii constituționale numărul 141 din 13 iulie 2018. Dacă sunt comisia numărul 2, cer iertare, comisia numărul 2, vă rog. De asemenea, aviz favorabil comisia numărul 2. Da, mulțumesc. Dacă sunt discuții din partea dumneavoastră. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiectul numărul 10F, proiectul de privind acordarea unui mandat special reprezentantului județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la compania de apă Someș în vederea exercitării dreptului de acționar. Comisia numărul 4, aveți cuvântul. Comisia numărul 4, aveți favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții? Da. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Cu aceasta vă propun să ajungem la ultimul punct, punctul diverse, unde o să vă dau cuvântul pentru a spune ceea ce doriți. Înainte, aș vrea să, dacă îmi permiteți, aș vrea doar să vă fac într-un minut două scurte informare cu privire la celălalt mare proiect pe care noi l-avem la nivelul județului legat de Centrul Integrat de Transplant. Un proiect extrem de important, după cum știți, au apărut multe informații în spațiu public. Și aici este un proiect pe care dumneavoastră l-a susținut în majoritatea dintre dumneavoastră și care, să spunem, a început cu primele hotărâri chiar de acum 2 ani, când, știți prea bine, în zona respectivă, dintr-un mall care se intenționa să se realiza pe Victor Babeș, s-a ajuns la acest centru integrat de transplant. Știți că știți problema pe care o avem noi la centrul de transplant renal din Cluj, cu spațiu impropriu, cu condițiile improprii pentru munca oamenilor de acolo. Știți tentativa noastră de a prelua acel institut, din păcate ministerul a refuzat să îl predea, să devină un spital, o secție a unui spital județean, așa încât în prezent el a rămas în același stadiu. Însă, legat de acest centru integrat de transplant, care presupune
posibilitatea unui, unui transplant realizat în această clinică, în acest spital, care va fi, de fapt, de multiorgan, de ficat, de nic, plămân și inimă. E un proiect important, este unic în sud-estul Europei. Cred că va aduce Clujului, pe lângă recunoașterea internațională, și de asemenea va aduce posibilitatea acelor care au aceste nevoi să poată să rezolve această problemă de sănătate în Cluj. Vom avea specialiști pe domenii, de la Institutul Inimii, o parte care vor merge în această direcție, de la Spitalul de Plămâni, de la Centrul de Transplant Renal și așa mai departe, care vor munci practic în acest centru modern. Aș vrea să vă informez că legat de acest obiectiv suntem mai avansați chiar decât de Spitalul de Copii, în sensul că am dat drumul deja la licitația de execuție. În prezent, documentația este la ANAP în analiză. În această săptămână sperăm să avem poziția ANAP-ului, după care să vedem cum continuăm. Deci e demarată procedura de licitație. Știți, prea bine, sursele de finanțare și aici, PNRR-ul, Banca Mondială, Postul de Sănătate și, evident, bugetul nostru. Vom vedea când se va finaliza, cât anume din această sumă va fi acoperită și pe care linie de finanțare. Deci și aici suntem într-un stadiu avansat, chiar în execuție, în licitație de execuție cu acest proiect. Vă mulțumesc și aici pentru faptul că a susținut acest proiect și am reușit într-un timp scurt să ajungem deja la un proiect matur care, iată, poate să fie și finanțat. Dacă veți avea întrebări punctuale la care vă pot răspunde eu sau dacă nu, vom adresa colegilor noștri întrebările, vă rog să interveniți dumneavoastră la diverse, fiecare pe ce subiect dorește. Vă rog să vă anunțați la cuvânt dacă sunt intervenții. Da, Adela, de la UTR, intervenție? Da. Mă gândeam. Vă rog. Am propus acum câteva luni instituirea unei adrese de e-mail pe care cetățenii să ne comunice ca parte terță problemele legate de noua modalitate de colectare. Dat prezența pe piață din județul Cluj și anticipez că se vor multiplica astfel de întrebări, solicitări, nesiguranțe ale cetățenilor și am vrut pur și simplu să întreb dacă se poate face o adresă de e-mail pentru contactul direct cu cetățenii pe care să o și facem cunoscută la public. Rea deșeurilor, spuneați că ați avut o moment de întrerupere. Pentru deșeuri, da? Colegii mei îmi spun că există. Da, deci mă gândesc că prin faptul că Supercomul a câștigat colegii mei spun că există adresa de mail. Colegii mei spun că există această adresă de mail pe care am făcut-o după ședința în care a cerut asta. Bun, eventual să ne comunice și nouă ca să știm și noi să dăm mai departe, să nu lăsăm... Legat de acest subiect, dacă tot ați ridicat acest subiect, în adevăr, extrem de important pentru județ, am uitat să vă informez și de această chestiune, că am reușit și aici, după 10 ani de muncă, prea mult, dacă mă întrebați pe mine, dar asta a fost situația, să ajungem la final atât cu... operatorul care va opera practic întreg județul, dar suntem în final și cu centrul de management integrat al deșeurilor. În curând o să vă anunțăm public ceea ce se întâmplă acolo. Este final și acolo în sfârșit e o chestiune de zile și vă vom informa atunci când vom închide și recepția. Deci practic pe cele două componente, partea de colectare, unde știți prea bine, județul a fost împărțit în trei loturi, două loturi au fost adjudecate acum câteva luni și unde sistemul deja se implementează și deja știm exact mare parte din lucrurile care merg și care nu merg. Asta e un mare avantaj pentru că am reușit în cele două sectoare să dăm drumul la contract mai devreme și în mod evident săptămâna trecută am finalizat prin faptul că a fost respinsă contestația la CNSC din partea unei firme. S-a finalizat și licitația practic pe lotul numărul 1, care înseamnă Cluj-Napoca-Huiedin și un număr de comune din jurul acestor două localități. Așa încât firma care a câștigat și acest lot urmează să preia și aceste sectoare și acest lot și în mod evident să treacă la încheierea de contracte
termenul de mobilizare pentru toată zona este de maxim 6 luni, dar am cerut să trateze cu prioritate Cluj-Napoca, orașele mari și să se încadreze într-un termen mai scurt. Asta înseamnă că acest sistem pe care noi l-am implementat și aici trebuie spus oamenilor, este unicul sistem din România care se bazează pe principiul cât cu noi produci, atât plătești. Nu există încă un sistem care să funcționeze în România pe acest criteriu al cantității. Iar noi, prin acest pionierat pe care îl facem în materia colectării de deșeuri, în mod evident vom avea și sincope în implementarea proiectului, dar principiul fundamental acela a fiecare cetățean care produce gunoi, pe lângă faptul că va putea valorifica ceea ce are în propria gospodărie și pe care îl poate aduna și valorifica către această firmă, va putea să plătească efectiv doar cât produce fiecare cetățean și nu pe membrii de familie, nu pe număr de persoane care locuiesc în acea casă, ci pe acest sistem simplu și anume cât produce, atâta plătești. Sigur, au fost anumite sincope în județ. Au fost discuții în anumite zone pentru că nu s-au măsurat corect sau cantități sub 5 kg n-au putut fi măsurate de acele pubele cu chipul care monitorizează și memorează practic cantitatea. În esență, ce se întâmplă de acum înainte? Fiecare cetățean din fiecare localitate va trebui să aibă contract cu această companie care a câștigat licitația, în care este prevăzut un preț pe kilogram și în care este prevăzut de asemenea că, printre altele, că fiecare persoană va plăti cât produce în gospodărie, cât gunoi produce. Evident, avem acele prețuri pe care noi le-am stabilit prin licitație, dar aceste prețuri sunt diferite funcție de zonă și mai mult ele vor fi influențate și de capacitatea fiecărui cetățean de a-și valorifica ce are în ogradă, ce produce gunoiul care se poate, vorbesc aici de sticlă, hârtie și alte părți din acest gunoi care va putea fi valorificat, urmând ca împreună cu compania, practic, cetățeanul să plătească ceea ce rămâne, respectiv din cantitatea colectată, cât anume este gunoi menajer și cât anume are de plătit. Sunt convins că odată ce îl vom implementa și vom remedia acolo unde lucrurile nu vor merge, sunt convins că vom putea să ajungem chiar la o posibilitate ca în modul concret, prin valorificarea gunoiului altul decât cel menajer, cetățenii să ajungă să plătească un preț rezonabil chiar mai mic în anumite zone decât plăteau acum prin aceste firme pentru care, să spunem, primăriile plăteau o sumă foarte mare de bani. Deci, acest pionierat în materie de gunoi este de asemenea unic în România. Am optat pentru acest sistem de a plăti cât produci. El va crea probabil la început anumite disfuncționare, deși în celelalte două loturi lucrurile au intrat foarte rapid în normal. Sper ca și în Cluj-Napoca, unde la un moment dat pe asociațiile de proprietari se va ajunge la sistemul paușal, pentru că nu poți în alt sistem, având în vedere că sunt puncte gospodărești comune, pe scară, pe bloc și așa mai departe. Dar aici am discutat cu primăria și împreună suntem în echipă și vom face în așa fel încât transferul de la acest sistem pe care acum îl avem la viitorul sistem care eu spun că este mai performant, acela de a plăti cât produci, cred că împreună vom putea implementa cât mai repede acest sistem. Iată, este o altă realizare a dumneavoastră și a noastră, a tuturor, în acest mandat. Chiar dacă am așteptat atâția ani, chiar dacă au coborât dealurile la vale de nu știu câte ori, am avut atât de multe probleme cu acest proiect. L-ai pus tu pe mult, de-aia n-au făcut nimic. Înainte am auzit și eu și Ovidiu când ziceam dacă asta prima dată. Da, nu știu, mă, nu mă mai auziți? Lasă-mă, mă, până ți-o conectez. Stimați colegi, mă auziți? Auzim, domnule președinte, eu vă auzim. Dacă mă auziți, e în regulă. Deci închei prin a spune că și aici am ajuns practic la final, atât pe partea de centru de management integrat al deșeurilor, unde în curând vom putea opera, pentru că el deja este în fază de recepție și e o simplă formalitate, lucrurile sunt aproape integral terminate, deci e o chestiune de zile, de săptămâni, din ceea ce mi-au spus colegii mei, deja au început instituțiile avizatoare să fie solicitate pentru recepție, deci vom avea și acest centru după mulți ani finalizat, ceea ce este o realizare cu toate întârzierile.
și vom avea un sistem nou, pionierat în materia gunoaielor, care presupune ceea ce vă spuneam eu. Și aici vă mulțumesc acelor care ați susținut proiectul. Știu că a fost extrem de mult criticat pe tema, mai ales pe tema rampei de la Pată Râd, care pentru cunoscători nici măcar nu era rampa Consiliului Județean, era o rampa Clujenilor, era tuturor, nu era a mea în mod direct, cu acel levigat adunat acolo, cu problemele pe care le-am avut ani de zile, cu licitația blocată și așa mai departe. Deci, pentru cei care au urmărit acest subiect, cred că e un punct de final, dar și un punct de început, practic, în tot ce înseamnă această gestionare a deșeurilor în județul Cluj, care, vă spun că nu se oprește aici, pentru că urmează să gândim modalitatea de valorificare de fapt, le-am gândit deja, dar urmează să parcurgem etapele pentru acest gunoi menajer, care actualmente îl vedeți că este practic pus în acea celulă sau în acele celule de la Pată Râd. Acest gunoi care rămâne după procesarea gunoiului, el va urma va intra într-un alt proces de valorificare, fie prin incinerare, fie prin descompunere moleculară sau altă formulă modernă pe care colegii mei acum o studiază, pentru ca și acest gunoi, ca ultimă fracție, pe care în prezent, să spunem, tehnologia proiectului pe care îl avem, face ca ea să fie adusă în aceste celule, să poată fi procesat încă o dată ca să putem produce energie mai departe. Deci la acest lucru lucrăm în prezent, pentru că mai este posibilitatea să obținem bani europeni și pentru această, să spunem, retehnologizare și cumpărare de utilaje care să permită procesarea acestui gunoi, care în prezent este adăpostit în celule. Și nu este o cantitate mică, este o cantitate pe care noi o putem valorifica. Putem ca această energie pe care am produce-o să poată asigura doar așa ca și pentru că avem și un studiu făcut de piață, poate asigura practic energia electrică pentru toate instituțiile publice din județ, vorbind aici de școli, grădinițe, spitale și așa mai departe. Deci etapa a doua, după ce am ajuns aici, este să găsim soluții pentru a valorifica acest gunoi ca ultimă fracție și atunci putem spune că avem un sistem realmente integrat de management al deșeurilor. Cam aceasta e pe scurt și această prezentare legată de partea de gunoaie, de centru de management integrat și de operatorul care în sfârșit colectează sistem centralizat și pe acest principiu pionierat în România, cât cu noi produci, atâta plătești și sper ca toate obstacolele care vor apărea în implementare, în contractarea cu oamenii, aici primarii ne vor ajuta fiecare în parte, pentru că are interes fiecare primar ca la el în localitate sistemul să funcționeze perfect. Mulțumesc tuturor pentru susținerea acestui proiect încă o dată. Dacă îmi permiteți tot o completare. Da. Am discutat aceste lucruri chiar cu domnul Iancu încă de anul trecut și mi-a explicat foarte clar și acum ați readus în discuție. Eu am doar un lucru să comunic și dumneavoastră și mai ales colegilor consilieri, faptul că implementarea unui asemenea proiect, chiar dacă este un pionierat în România, este cu puține exemple din Europa. Deci, cumva ne mișcăm pe un teren destul de nou și, din câte am înțeles, partea de educație și campaniile de informare către populație sunt în acest moment la firmă, adică la Supercom. Adieco Metropolitan nu are suficientă capacitate, de aceea eu aș vrea să aduc în discuție și să vă propun, așa ca idee, să avem în minte o disponibilitate de a interveni cu campanii de informare în cazul în care vor exista probleme, așa cum a făcut-o și pentru alte subiecte sensibile, cum a fost vaccinarea și alte lucruri, pentru că lumea trebuie să învețe să folosească acest principiu, care este într-adevăr promițător, însă nu aș putea spune că există atât de multe exemple cât să fim siguri că va funcționa ca uns de la început. De acord. Dar, doamna Deinez, dumneavoastră, ce spuneți de acest proiect? Vi se pare că e un proiect reușit sau ce spuneți legat de modul în care el va fi implementat, totuși, dincolo de partide și de... Da. Deci, opinia mea este următoarea. Eu am trăit, după cum știți, foarte multă vreme în Germania și mai ales într-o zonă în care ecologia și separarea deșeurilor este la mare cinste. Acolo
există campanii foarte mari făcute de landuri, de stat, deci ei nu lasă la întâmplare. Nu pot să vă ascund faptul că în Germania nu există acest principiu, nu s-a adoptat și am citit și argumentații împotrivă, există însă în Suedia, unde lucrurile funcționează destul de bine, însă acolo există o siguranță a cetățenilor că exact ceea ce se măsoară aceea vor plăti și există și o disciplină care împiedică, să zicem, să-și scadă aceste costuri, aruncând pe în alte zone sau ducând în oraș, că temerea lor este că nu vor mai lăsa să se cântărească la pubela personală, ci își vor duce gunoiul la gunoi public. Da? Deci, așa, la noi știm că nu se vor duce la gunoi public, ci vor ajunge undeva prin păduri și prin râpe. Deci, aceasta este temerea. Și aceasta trebuie noi să o monitorizăm și să coordonăm primăriile care vor avea în final problemele dacă se crește gunoiul pe zonele nepermise și apar deșeuri ilegale. Deci, cumva noi să fim pregătiți și să avem această disponibilitate de a vorbi cu populația, de a face unele campanii, de a vorbi astfel încât să fie un succes. Asta este mențiunea pe care am făcut-o și către domnul Iancu. Dar pe fond vă place proiectul acesta? Bineînțeles, este interesant și sperăm să reușească, numai că trebuie să știm că va exista o reticență în populație, să fim pregătiți. De acord. Noi după cele două loturi sau după derularea cam 6 luni, de 6 luni se implementează pe loturile de Gherla D și respectiv Turda, Câmpia Turzii. În mod evident au apărut probleme și mare parte le-am identificat și unele dintre acestea au fost amintite de dumneavoastră, de către dumneavoastră în această intervenție. Au fost într-adevăr suspiciuni legate de cantitatea măsurată. În esență, pentru cei care n-au studiat foarte atent acest proiect, în esență, această firmă va merge la poarta cetățeanului, va cântări cu acea pubelă specială, va cântări cantitatea de gunoi, va emite un bon cetățeanului prin care îi va spune că are cantitatea de X kilograme, îi se va ridica gunoiul, va fi o evidență electronică lunară și la final de lună fiecare cetățean cu nume și cu un cod pe care îl va avea, va avea o evidență clară la finalul lunii cât gunoi anume a fost ridicat de la el de către această firmă pe parcursul unei luni. Și, evident, la lună va plăti. Însă, el în paralel își poate valorifica ceea ce produce ca și gunoi nemenajer, sticlă, să spunem, plastic, hârtie și așa mai departe, pe care poate, la rândul său, să o vândă, să o valorifice, pentru că aceasta practic nu intră în categoria acestui gunoi, categoria de gunoi menajer. Și atunci aici au intervenit suspiciuni legate de cântărire și aici am găsit o soluție pe care firma a dorit să o implementeze, existența celor pungi, oarecum pungi care au pungi la kilogram, care au în ele în sine capacitatea cetățeanul cunoaște în momentul în care le cumpără și îl umple cu gunoi, știe exact care e cantitatea în kilograme. Și cetățeanul se mai verifică încă o dată prin aceste pungi pe care firma le pune la dispoziție. Și atunci această suspiciune pe acea zonă a dispărut, pentru că oamenii au primit pungile cu o anumită, să spunem, capacitate de ca și greutate și oamenii s-au și verificat. Au fost soluții găsite rapid. Eu sper că această societate care a, deși, vă spun sincer, în momentul în care noi am demarat licitația și am creat 3 loturi, ne-am dorit cel puțin demersul nostru a fost să creăm o competiție și dacă se poate să avem firme diferite pe loturi diferite, pentru a exista această competiție între firme. Că altfel puteam face o singură licitație pe tot județul. Nu aveam obligația prin ADI să practic să licităm pe 3 zone. Dar iată că a fost în 2 loturi, nu a fost alt ofertant și atunci evident au câștigat cei care au ofertat pe cele 2 loturi care funcționează de 6 luni. Singura bătălie a fost, să spunem, pe lotul de Cluj-Napoca. Ei, dacă totuși au câștigat aceeași firmă, aici avem și avantaje, avem și dezavantaje, însă sper ca împreună cu primăriile, și aici le vom ajuta, cum spunea doamna de Henes, cât vom putea de mult, atât noi direct consultăm, cât și ADI-ul. Dacă vor trebui ca ADI-ul să se implice mai mult și să susținem ADI-ul, vom face asta, așa încât să ajungem să putem implementa acest sistem. E important să ajungem să procesăm și să producem bani din gunoi. Scopul final al Consiliului Țean este ca, într-un final,
nu foarte depărtat, să producem bani în acest gunoi pe care îl producem zi de zi, ar fi o sursă de venit constantă pe care o vom putea obține lună de lună. Atât noi, cât și instituțiile pe care le-am putea alimenta cu energie electrică. Nu e imposibil. Știu că pare acum o poveste, să spunem, de nerealizat, dar, sau poate părea pentru unii un lucru extrem de depărtat, dar eu cred că se poate întâmpla asta, mai cu seamă că deja există tehnologii în toată lumea, nu suntem noi primii în această materie de a transforma gunoaiele în energie, fie că e termică, electrică și așa mai departe. Deci am reținut toate. Știu că și doamna Musca a avut o atenție sporită, îmi pare rău că nu o văd și nu a intervenit legat de acest proiect. Știu că încă de la început a manifestat și dânsa un interes pentru acest proiect, dar sper ca odată ce îl vom implementa să fie de bun augur și să mulțumească pe toată lumea. Primarii au toată deschiderea să ne ajute. Ei știu că dacă cetățeanul Petrică duce gunoiul pe câmp, tot el trebuie să ia măsuri pentru a îl amenda pe cetățeanul Petrică și că niciun cetățean nu poate rămâne fără un contract spunând că el nu produce gunoi. Nu există să nu produci gunoi deloc. Sau dacă nu produci gunoi deloc, trebuie să arăți că nu se întâmplă asta și nu produci gunoi de niciun fel. Aici tot primăria trebuie să ne ajute, pentru că primarii au la dispoziție un fond de salubritate în care dacă cetățeanul care are contract cu firma nu plătește gunoiul, tot primarul trebuie să intervină, pentru că nu vreau să ajungem ca și la București, în care gunoaiele să rămână în stradă și nimeni să nu le ridice, să nu le poată procesa. Deci există acum o legislație care prevede că primarii, dacă oamenii nu-și plătesc gunoiul, dar totuși produc gunoi, primarul intervine, rezolvă problema din acest fond de salubritate, după care, în mod evident, se îndreaptă împotriva cetățeanului cu amendă și cu obligația de a plăti taxa aferentă, dar în niciun caz gunoaiele nu vor putea rămâne în stradă, pentru simplu fapt că cetățeanul Petrică nu-și face contract cu compania care colectează, ci merge cu gunoiul pe câmp. Deci sunt lucruri, într-adevăr, pe care împreună cu domnii primari, care au toată deschiderea și sunt convins că vom găsi o soluție optimă, să-l putem implementa. Domnule președinte, un singur lucru vreau să mai punctez. Numai o secundă să mai punctez un lucru care este cel mai important și pentru cetățean, anume, noi la nivel de campanie informativă, dacă ne gândim la acest lucru sau în orice fel va avea loc, trebuie să știm că pe cetățeanul Petrică sau cetățeanul Petrică are nevoie să știe cum își poate scădea factura la deșeuri, așa cum între timp știe cum să-și scadă factura la electrică, care a crescut foarte mult, dar există metode să-și ia consumabile mai economice sau ceva. Noi trebuie să avem un răspuns și să dăm acest răspuns. Înțelegeți? Deci, oamenii trebuie să știe cum pot să-și reducă factura, care, din câte înțeleg și toate rapoartele în acest moment, arată că gunoiul va crește. Deci va fi mai scump decât a fost înainte, ceea ce, desigur, va fi primit cu reticență de oameni. Și ei, dacă nu au clar formulat, ok, va fi mai scump, dar ai posibilitatea tu să valorifici anumite lucruri sau iată cum se poate face fără să scapi de ele în mod ilicit, atunci va avea mult mai multă deschidere populația pentru acest sistem pionier. Aici ne vom implica noi în campania de informare alături de ADI și noi Consiliul Județean. Perfect. Domnule președinte, dacă îmi permiteți. Doamna Chiorean, vă rog. Da. Domnule președinte, e un subiect pe care eu l-am mai discutat atât în ședințele de Consiliu. Pentru mine e și o pasiune, așa cum probabil am mai spus și teza de licență, la drept mi-am ales-o pe această temă, principiilor apărării dreptului mediului și a principiului poluatorul plătește. Din punctul meu de vedere, fără a dori neapărat să completez ceea ce a spus colega mea anterior, că a dat exemplu Suediei. În general, în țările nordice, să nu uităm că ei ajung în unele țări la peste 90% reciclare. Cred că ar trebui să ne gândim cum reușim să coroborăm, să spunem, acest proiect, să-l completăm cu o modalitate de a reuși cumva să ajungem la o ridicare gratuită a deșeurilor, pentru că altfel se va întâmpla și s-a întâmplat și în alte părți. Exact acest lucru, foarte multă lume pentru a-și scădea factura vor încerca să
scape de deșeuri și de multe ori aruncându-le în locuri nepermise și vom ajunge la o mai mare, să spunem, poluare a mediului înconjurător din punctul acesta de vedere. Deci cred că trebuie să ne îndreptăm atenția spre a promova ridicarea gratuită a deșeurilor prin programe de genul ridicarea gratuită a electrocasnicilor. Acum să ajungă consumatorul să plătească efectiv doar pentru gunoiul menajer. Sunt chestiuni pe care noi nu le avem în momentul ăsta, nu le putem compara, așa cum am spus, cu țările nordice, unde peste 90% din populație își reciclează sau din firmele acestea reciclează gunoiul. Nu avem încă bine asumat principiul și respectat principiul colectării selective. Deci haideți să ne gândim de unde pornim și cum îl putem ajuta pe cetățean ca efectiv factura să fie doar pentru gunoiul menajer și să încercăm toate celelalte categorii de deșeuri să îi sprijinim să fie ridicate în mod gratuit. Eu voi reveni cu un raport pe acest subiect pentru a nu vă reține. Am avut discuții, doar vă aduceți aminte, și în mandatele anterioare. Am fost și cu domnul Vaca Rijvan de nenumărate ori să vedem ce se întâmplă cu groapa de la Patarât și cu celelalte. Unde ați fost cu domnul Vacare? Păi atunci, nu? Am urmărit sistemul acesta de management integrat al deșeurilor, deci cunosc. Am urmărit acest subiect. Poate ați uitat. Da. Bun, deci asta era concluzia, să încercăm să scădem povara de pe cetățean și să încercăm să, așa cum am spus, să promovăm partea asta de ridicare gratuită a deșeurilor. Da. Mulțumesc. Președinte Alexandru Cordoșan, dacă îmi permite și... Da, sigur, domnul Cordoș, vă rog. Chiar dacă s-a vorbit, cred eu, prea mult despre acest subiect, sigur, cred că lucrurile tehnice trebuie să le lăsăm în seama specialiștilor, însă toate ideile sunt de bun augur și aș vrea să adaug și eu, să spunem, o cerință. Cred că această mare problemă pe care a avut-o Clujul și încă o mai are, începe să se rezolve. Și în continuare ce v-am spus de colegii noștri, aș vrea să încerc să vedem dacă prin ADI, poate, nu știu, prin executivul Consiliului Județean, așa cum ați spus și dumneavoastră, o întâlnire cu primarii, cred că trebuie să fie o de tranziție, pentru că vă dau câteva exemple. Zona de munte, în general, poate cel mai pregnant este, sau știu, comuna Măgură-Cătău. Sunt zone întregi unde nu s-a mai colectat și sunt aruncate pe marginea unor zone verzi. Celelalte, partea de Mărișel și tot ceea ce ține de partea asta de munte. Poate că ar trebui până la implementarea, care înțeleg că va fi undeva înspre iarnă mai mult, poate să fie o discuție cu primarii și să vedem care sunt prioritățile și, cum a spus, revin din nou și zic și eu, nu pot să rămână cele care, sub o formă sau alta, au avut zonele de suferit. E un exemplu pe care l-am dat. Și atunci poate că aici ar trebui să gândim o astfel de perioadă până la, să spunem, începerea efectivă, finalizarea contractelor și efectiv partea de implementare a acestui proiect, care clar pe departe este unul care deja se vede că rezolvă problemele. Chiar dacă, sigur, sunt încă discuții și ce au spus colegii mei, această parte de informare, de a găsi soluții pentru selectarea și colectarea selectivă, cred că sunt lucruri foarte, foarte importante. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul Cordoș. Aveți dreptate. Dincolo de toate criticile și de toate, să spunem, obstacolele pe care le-am avut în acești ani, trebuie să realizăm și faptul că intrăm într-o nouă etapă în prezent, în ceea ce înseamnă, județul intră într-o nouă etapă în tot ce înseamnă acest sistem de colectare și de management integrat al deșeurilor. Chiar dacă și recunosc că aici am avut multe critici pe tema, să spunem, gunoiului de la Patarât, nu puteam explica oamenilor că e rampa respectivă e de 50 de ani acolo și că de fapt toate gunoaiele adunate de atâția ani din tot județul. Erau practic gunoiul Clujului. Și toată lumea vrea să găsim soluții miraculoase și acest lucru nu se putea. Nu vă ascund că în anul, nu vreau să fac istorie,
că nu sunt chiar așa de bătrân, dar în 2008, când am decis atunci să accesăm acest proiect cu finanțare europeană, care era pentru România și toate județele au intrat în acest proiect, nimeni nu s-a gândit atunci că va fi atât de dificil de implementat. Și aici din diverse motive, chiar și nepriceperea poate a noastră, fiind proiecte la început, dificultăți cu terenurile, dificultăți în relația cu cel din instituții, foarte multe probleme. Dar în 2008, când a venit această finanțare și mare parte din județe am luat până în 70 de milioane de euro, Consiliul Județean în acel moment nu avea obligația să se amestece în acest subiect. Și am spus asta și acum închei prin asta, că nu mai vreau să discut. În acel an, în 2008, prim Consiliul Județean putea să spună fiecare localitate să-și rezolve problema cu propria groapă pe care o are. Fiecare oraș își rezolvă problema cu propria groapă. Consiliul Județean nu are competența în asta. Ca atare, nu ne amestecăm, întrucât nu e problema autorității județene. Însă, în acel moment, practic, discutând cu, creând acel ADI cu toate primăriile, s-a ajuns la concluzia că primarii, mai ales de comune, nu își pot gestiona aceste rampe, nu le pot închide, n-au bani, n-au finanțare. Și atunci, la solicitarea, nu discutăm de municipiul Cluj-Napoca, care avea posibilitatea, în mod direct, să-și găsească un partener, fiind, practic, cel care produce jumătate din gunoaiele acestui județ. Vorbesc de restul județului. Gândiți-vă că primăria Câmpia Turzi sau Turda au avut la un moment dat bani să-și închide propriile rampe. De aceea au ajuns și monitorizate mult timp. Sau Dejul. Nu uitați că am avut rampe monitorizate pe Frigmen la un moment dat, după care ele fiind închise, am rezolvat această problemă. Dar localitățile respective nu au avut bani să-și închide propriile rampe de gunoi. Ei, în acest proiect pe care noi am acceptat să-l facem, intrând, practic, prin accesarea acestor de bani, devenind, practic, principalii responsabili de închiderea rampelor, de consiliarea noului centru și de toate aceste chestiuni, pe care, repet, legislația la momentul respectiv nu ne obliga, ci doar ne dădea o posibilitate. Dar pentru a veni în sprijinul primarilor, mai cu seama comunităților sărace, am acceptat să intrăm ca și autoritate județeană. Și așa am ajuns să fim noi titularii acestui proiect de management integrat al deșeurilor, care poate, dacă nu-l gândeam la sistem unitar, poate fiecare primărie mai mare își găsea propriile soluții, adică își închidea propriile rampe și își găsea proprii operatori și într-un final intrau într-un sistem centralizat că trebuia să o facă, iar altele nu știu ce făceau cu rampele pe care nu aveau bani de unde să le închidă, probabil tot de la Consiliul Județean urmau să-i ajutăm cu finanțare. Dar am vrut doar să fac un istoric, pentru că e un proiect foarte vechi și asumarea Consiliului Județean acestei responsabilități de a închide toate rampele de județ și de a crea acest depozit integrat a fost o chestiune acceptată la vremea politic de majoritatea din Consiliu. Nu a fost o obligație legală în sarcina Consiliului Județean de a deveni titular pe acest proiect mare. A fost o chestiune voită, acceptată de toată lumea la nivel administrativ politic, la nivelul județului, în încercarea practic de a veni în sprijinul comunităților locale. Și iată că s-a ajuns la un moment dat prin această întârziere să creăm și neplăcerea anumitor entități, anumitor primării care au rămas fără operatori și așa mai departe. Deci faptul că am ajuns la acest punct care era presant pentru noi este de bun augur și cu toate dificultățile pe care le-am avea, este un nou început în această materie de a gestiona în mod eficient și de a face bani, cum spunea doamna Chiorean, de a face bani din gunoaie, cred asta. Și sper să putem face și în sistem public bani din această activitate de gestionare a deșeurilor. Vă rog, dacă mai sunt intervenții. O singură intervenție mai am. Exact cum a spus dumneavoastră, deci modelul acesta de a ridica gratuit gunoaiele, poate ar trebui să discutăm cu operatorii, să vedem în ce măsură, să spunem, cetățenii care respectă regulile, care își pun, nu știu, sticla în același loc, deșeurile din materiale plastice, poate separat, curate și care pot fi ridicate, acestea să nu intre în calculul și să nu intre pe factură. Deci asta este varianta, cred că trebuie discutat până când vom ajunge ca la fiecare colț de stradă și poate lângă fiecare bloc să avem acele tonomate în care introducem sticla, hârtia, plasticul și ele să nu mai intre, așa cum am spus, în ceea ce înseamnă colectarea deșeurilor. Deci pe factură să ajungă doar deșeul menajer. Deci trebuie gândită o strategie în sensul acesta și să ne implicăm împreună cu operatorii să vedem cum putem degreva cetățenii de plata
acestor deșeuri și cumva să-i și stimulăm, așa cum am spus, ca să le selecteze și să aibă beneficii din respectarea acestor principii. Mulțumesc! Domnule președinte, în acest moment, în baza contractului, exact aceste deșeuri reciclabile costă la colectare și costă chiar mai mult decât deșeul menajer. Și asta va fi una dintre probleme, adică este exact subiectul pe care ni l-au semnalat foarte mulți, cum este posibil că ceea ce se reciclează și va fi ulterior valorificat, dar asta dincolo de consumatorul final, adică de cetățean, în acest moment aceste deșeuri costă pe factură și costă mai mult, astfel încât oamenii vor fi tentați efectiv să-și arunce deșeurile reciclabile, peturile, să le bage la menajer, că e mai ieftin. Deci asta este o problemă de principiu. De acord cu dumneavoastră. Aceste lucruri au fost aduse la cunoștința operatorului, s-a discutat și la nivel de ADI. Domnul vicepreședinte Mânzata a avut mai multe întâlniri cu cei de la această companie până când s-a ajuns la semnarea acestui contract și, în mod evident, este sarcina noastră să intervenim aici și să găsim soluțiile optime. Și o vom face. Sper ca operatorul să înțeleagă că avem acest interes comun de a face un sistem funcțional, model pentru țară. Mi-aș dori să fie un sistem care să funcționeze, dacă nu perfect, impecabil, ca să fie un model și cetățenii să-l accepte și să și-l dorească, să fie considerat și în interesul lor. Și acest lucru îl facem. Vom monitoriza atent și ne vom implica. Am sesizat aceasta și am discutat aceste aspecte cu operatorul. O întrebare foarte simplă. Mai sunt intervenții, vă rog. Doar pentru lămurile să-mi fie mie clară. Acum că s-a rezolvat cu colectarea și transportul deșeurilor în întreg județul, ați spus că e o problemă de zile, sau mă rog, e un termen foarte scurt în care întreg sistemul va fi operațional. Să înțeleg că și CMID-ul va fi funcțional și operațional 100% în foarte scurt timp. Aici mă refer la stațiile de sortare, stația de tratare mecanobiologică, stația de tratare a levigatului, deci practic tot și CMID-ul va fi funcțional. În surprinderea dumneavoastră, da, va funcționa și CMID-ul, da. Ok, mulțumesc. În momentul domnule de față sunt în faza... Domnule președinte, vreau să vă întreb o problemă care mi-a semnalat-o foarte mulți grujeni. Ce se va întâmpla cu deșeurile provenite din construcții, mobilier, toate lucrurile astea care oamenii nu au unde să le depoziteze, nu au unde să le arunce? Da. Cunoaștem subiectul, e vorba și de cele din domeniul medical, din construcții, așa cum spuneați, e vorba de nămolul de la stațiile de tratare epurare. În momentul de față, într-adevăr, ele nu au rezolvarea în acest centru, însă nu vă ascund că la noi, la Consiliu, lucrăm la o strategie pentru a putea găsi soluții în sensul de a putea crea tot în zona CMID-ului să spunem, un sistem de procesare și acestor gunoaie în același areal. Colegii mei caută soluții, inclusiv de a putea să extinde CMID-ul în acea zonă cu sistemul de procesare acestor tip de gunoaie. Că, într-adevăr, în momentul de față... E foarte important pentru oameni. Știm subiectul, lucrăm și de mult timp la acest subiect, pentru că nu au acoperire. Nici, sigur, cele din sistem medical au incinerator, cred că este unul în oraș, dar cele din construcții și din sistemul nostru de stații de epurare, tratarea cel mâl pe care în momentul de față nu îl putem gestiona în acest centru, va fi o soluție ulterioară. Fie pe cheltuiala Consiliului Țean, fie pe cheltuiala unui privat care își va asuma această operațiune. Vă mulțumesc foarte mult. Dar e o realitate, într-adevăr, și căutăm soluții și la asta. Undeva în 2014 am văzut un sistem integrat pentru deșeuri la München, lângă aeroport. Nu vă vine să credeți, nu erau noxe, nu erau pungi pe nicăieri și, într-adevăr, genera energie pentru toate spitalele din partea orașului, o jumătate din orașul München. Cred. În momentul în care a fost finanțat acest sistem, nu a fost efectiv în ghid, nu erau prinse aceste... Nu e o eroare sau o greșeală de-a noastră. Nu exista atunci posibilitatea. Exact.
Iar privatul s-a plătit foarte mult sistemul. Proiectul nostru a durat foarte mulți ani. În mod evident, el trebuie upgradat, ajustat, inclusiv cu materie de tehnologie. Da, vă rog. Dacă îmi permiteți încă o mică intervenție. Da, pare un dialog numai între două, trei persoane, stimați colegi. Doamna, hai să vedem dacă nu mai sunt colegi care intervin, să facem un tur, că după care vă dau din nou cuvântul. Din partea PNL, colegii mei au fost foarte tăcuți astăzi și da, înțelegători. Domnule președinte, Lucian Cordic sunt. Vă rog. Am așteptat că am crezut că se termină cu da, nu. De fapt, domnule președinte, sunt trei categorii de oameni pe planeta asta. Observatorii care stau, analizează, observă, cei care au idei, ca să nu spun altfel, care își dau cu părerea, critică, uneori laudă în funcție de interesul lor. Și a treia categorie sunt cei care fac ca lucrurile să se întâmple. Fără să se consideră un laudatio, dumneavoastră, conducerea executivă a Consiliului Județean, aparatul de specialitate, faceți ca lucrurile se întâmple. Dacă discutăm atât de mult la diverse pe un anumit proiect mare al județului Cluj, dar sunt atâtea, să discutăm tocmai pentru că cineva a făcut ca acel lucru să se întâmple, să existe. Că altfel nu discutăm. La Neamț, la Botoșan, la Tulcea nu se discută. Pentru că nu există așa ceva. Nu există sute de kilometri de drumuri la care se lucrează anual, care se întrețin anual, și așa mai departe. Și pentru că tot v-am făcut laudațiu, domnule președinte, și stimați colegi, aș vrea ca să aveți în vedere că în viitor apropiat să faceți ca să se mai întâmple două lucruri. Un drum care să lege drumul județean, îmi scapă numele, de la Griș, Iara, la Pădureni, Ciurila. E vorba de vreo 3-4 km, vreo 2 km pe UAT Iara și 1,5-2 km pe UAT Ciurila, care sunt neasfaltați. Știți despre ce vorbesc, cred că știți. Nu scapă nume drumul județean care îi de la Iara la Griș. Și un altul foarte important în opinia mea ar fi ca în viitorul apropiat să legăm Valea Erii de la Caps spre Buscat. E vorba doar de vreo 7-80 km maxim. Ar fi o chestie colosală să ai această acțiune cu două rute și pe Băișoara, Muntele Băișorii, și pe Marea de Pădure, Valea Erii, Buscat. Ar fi o treabă grozavă. Da, mulțumesc, știm subiectul. Drumurile respective cred că sunt la noi deja și puse de colegii mei pe PNR sau pe Salini, nu știu exact unde, dar știm subiectul și într-adevăr așa este. Dacă reușim pe drumuri să facem conexiunea între ele, ar fi senzațional. Și o altă temă care vreau să o ridic, aș vrea să aduc, domnule președinte, un cuvânt de laudă, dacă doriți, la ceea ce înseamnă această asociație Produs de Cluj. Și poate că chiar pe domnul Vacar, că am înțeles că dânsul din partea, ca vicepreședinte al Consiliului Județean, răspunde de această asociație, am avut ocazia... Dânsul răspunde ca doamna director să-și facă bine treaba. Noi răspundem de asociație. Da, am observat că această asociație colindă aproape toată Transilvania cu producător local, cu produse tradiționale, cu ansambluri de jocuri populare, de cultură, atât românești, cât și maghiare, cât și ai romilor și așa mai departe. Este o treabă colosală ce fac acești oameni și promovează atât județul Cluj, cât și Consiliul Județean, cât și tot ceea ce înseamnă produs tradițional românesc, produs tradițional din zonă, cultură, tradiții, obiceiuri din această zonă frumoasă Transilvaniei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cordiș, pentru apreciere, dar nu este meritul meu, este meritul întregului Consiliului Județean, fiindcă dumneavoastră împreună votați bugetul acestei asociații și, acum, dacă tot se fac laude, meritul principal este al președintelui, care în primul mandat a făcut să se nască acest produs de Cluj. Domnul Alin Tișe atunci a visat acest produs de Cluj și i-a dat drumul. Eu doar îmi continui treaba pe care sunt însărcinat de către Consiliu
de a reprezenta, de a ajuta când este nevoie gospodarii ori asociația, dar banii, efectiv ceea ce fac să miște această asociație, sunt dat de către Consiliul Județean și se vede că este o treabă bună. Mulțumim pentru aprecieri. Îi faceți o treabă foarte bună, acum să sunteți modest. Să vină cât de mulți colegi. Domnul vice este modest, dar face o treabă foarte bună cu asociația asta și îl felicităm. Nu știu dacă mulțumesc. Dacă m-ați auzit, domnul vice este modest. Spuneam că face o treabă foarte bună, însă dânsul este modest, ca de obicei. Ideea este că acest produs de Cluj ar putea fi dus la un alt nivel dacă există deschidere în partea dumneavoastră, a noastră, a tuturor. Putem să trecem, să activăm și să avem pe plan extern mai multă activitate. Acum noi am redus activitatea la minim pentru că resursele financiare au fost reduse. Dar putem gândi acest produs de Cluj să devină practic o emblemă și un mod în care să aducem în toată lumea, dar mai ales în Europa, unde, să zicem, am putea ajunge mai ușor, să ajungem în multe astfel de țări unde să putem prezenta specificul nostru și realitatea Clujului. De ce nu? Poate fi un vehicul și un vector extrem de importante. Așa este, domnul președinte. Asta presupune să alocăm mai mulți bani, să mă bucur că oamenii au înțeles că nu e o chestie de politică și de promovare a nimănui, că e pur și simplu o asociație în care producătorii sunt parte și care se bucură de promovare fără ca ei să plătească ceva pe partea de standuri și aici toată chestiunea o suportăm noi. Mă bucur că am reușit ca multe produse care au fost la începutul anilor 2008 necunoscute, acum au ajuns să primească premii internaționale, de exemplu îmi vine minte uleiul Solai, de care ți-au zis cu toții, presat la rece, fie că vorbim de dovleac sau de floarea soarelui. Dacă vă amintiți, domnul Vacar, sau cu cine am fost la început, era o doamnă care producea acest ulei într-o comună de lângă Luna, sau în Luna chiar. Și nu era cunoscută și a fost la doamna acasă și ne-a arătat cum produce uleiul. La vremea nu exista această firmă. Și la noi, la produs de Cluj, a fost prima dată prezentată și după care a luat premiul internațional la Londra, unde ne-a invitat și pe noi, recunoscând meritul pe care l-am avut că am reușit să umble în toată țara prezentând acest ulei Solai. Iată un exemplu, vine minte. Nu exista în 2008 cunoscut deloc. Și de multe altele. Nu se mai aplica atunci. Tatăl Feliciei Tulai, domnul Tulai, era cel care făcea această tehnologie și de atunci a ajuns cu premiul Michelin, a ajuns să se întâlnească cu prințul Charles și este și producătorul casei regale a României. Exact. Iată un model de succes. Da, asta mi-a venit în minte că domnul președinte, nu uită niciun moment să ne spună și să ne mulțumească când primește câte un premiu, ne trimite mesaj și arată, uite, încă un premiu, încă o chestiune. Ne bucurăm. Domnul președinte, putem să ne amintim și de acum a ajuns holding moldovan, dar la începuturi încă el, patronul făcea micii și grătarele și uite unde a ajuns. Și cu proiecte europene, bineînțeles, dar și cu imaginea exact. De la... Exact. Și deci ideea este că putem acest vehicul să-l putem să-l ducem la un alt nivel cu implicarea dumneavoastră și să devină mult mai bun, mult mai activ, mult mai implicat ca și promovare, de ce nu în plan extern sau și în plan intern. Aici, funcție de cum vom considera legat de bugetul pe care îl alocăm și de, evident, sponsorii pe care vom putea să-i și atragem pentru cheltuieli mai mari. De aceea, dacă dumneavoastră aveți dorința de a vă implica și doriți să veniți în parteneriat cu asociația aceasta, pe care noi am ținut mult să o înființez în 2008, parcă 2009, nu mai știu, la vremea respectivă ea nu exista în România, am înființat-o în dorința de a face o promovare a județului și a produselor din județ și, de ce nu, în a susține producătorii locali. Asta a fost pentru noi acel moment dezideratul de la care am plecat. Da, mulțumim! Repet, dacă doriți să vă implicați și în acest domeniu, vă rog să o faceți. Dacă mai sunt intervenții. Dacă îmi permiteți. Mihai Epre. Da, vă rog, interveniți. Vă rog să interveniți. Domnule președinte, o întrebare din partea cetățenilor din comuna Jucu, un proiect care, din păcate, s-a încosmolit. Mai mulți cu care am discutat când am fost în localitate.
legată de lucrările la drumul județean DJ-161 Gădălin-Bonțida. În acest moment știm că se desfășoară lucrările de prima intervenție imediată, dar vreau să întreb care este statusul cu lucrările de reabilitare, cu licitația și mai mult de atât cu recuperarea cheltuielilor de la fostul contractant, că știu că am aprobat consultanța juridică în acest sens. Da, uite, n-aș putea să văd în ce fază e licitația. Știu că e în procedură de finală de licitație pe contractul, spuneți, pe licitația de bază. Lucrările le-am făcut doar pentru perioada de timp ca să poată oamenii să circule cât de cât rezonabil. Sunt lucrări o să intre pe colegii mei, chiar nu. Chiar îmi scapă în momentul de față. Nu știu exact dacă suntem în faza de adjudecare, suntem în faza de... O să întreb și o să vă promit că vă răspundem. Și la fel și cu procesul, nu știu în ce fază suntem, mea culpa, nu rețin dacă s-a promovat sau are termen, încă nu știu, dar vă promit că colegii mei vă vor răspunde pe mail. Mulțumesc. Vă rog să notați, să-i răspundem la două întrebări, partea de proces și partea de licitație de bază pentru drumul Bistriței, sectorul tronsonul 2 e ăsta, din Bistriței. Bun, dacă mai sunt întrebări. Pintea PMP, dacă permiteți, domnule președinte. Domnul Pintea, vă rog. În virtutea celor declarate ieri de domnul prim-ministru, în care se dorește egalitatea de șanse la toți elevii, supun atenție următorul lucru. În satul Borzești, comuna Iara, există un număr de aproximativ 10 elevi care nu au transport la școlile pe care le frecventează, datorită, în primul rând, probabil, lipsei legăturii între comuna Iara și satul Borzești, motiv pentru care supun sau propun, aici de față fiind și doamna Marc, ca primarul de la comuna Petrești de jos să poată pune la dispoziție microbusul școlar și pentru elevii de la comuna Borzești, în ideea în care aceștia își efectuează cursurile la școala de la Petrești de jos. Iar drumul de legătură este doar prin Petrești de jos, Petrești de mijloc, Petrești de sus, sat Borzești. Spuneți că microbusul școlar pe care îl are comuna Petrești să fie utilizat, da, și pentru a lua copiii din satul... Pentru că este în continuare a satului Petrești. Chiar dacă ține de comuna Iara acest sat. Exact. Pentru dar că nu aceea... aici doamna Marc va trebui să ne răspundă dacă se poate și cum se poate. Doamna Marc, dacă se noi poate... Noi vom discuta și cu primarul, să vedem din Petrești. Că de fapt... Câtă bunăvoință aș avea eu și oricâte sarcini mi-a trebuie, mai ales presa, că zilele astea mă acuzau că dorm și că la feleac nu merge microbuzul. Dar este treaba administrațiilor locale până la urmă. Deci primarii se ocupă și de administrarea clădinilor și de repararea și întreținerea microbuzelor școlare și acolo unde nu au sau nu mai sunt în stare de funcționare, foarte mulți primari au găsit soluția contractării serviciilor de transport la firme autorizate și se plătește de la cheltuieli materiale, este perfect legal. Eu pot să intermediez această propunere a dumneavoastră, dar până la urmă nu știu dacă au pârghii legale primarii de a deconta transportul pentru beneficiarul unui alt UAT. Sigur că prin bunăvoință se poate, dar... Nu există niciun punct de legătură între Iara știu, și... Știu, dar nu este nici sarcina noastră ca... Da, am înțeles, doamnă, am înțeles. Nici a inspectoratului școlar, dar voi discuta cu cei doi primari, să vedem. Soluția este clară, aici trebuie primăria din Iara, dacă e vorba de cetățenii din comuna Iara, să contribuie la acest transport al copilor exact. De la... Din exact. Satul care ține de Iara la satul Petrești care de ține jos, de Petrești. Care acolo sunt la școală. O să discutăm cu cei doi primari, să găsească o formulă și să facă acest ocol de probabil câțiva kilometri de a-i lua. Între deci cele două primării trebuie rezolvată problema și o să discut eu cu domnii primari de acolo, bine? Da. Și preluarea drumului care nu se dorește a fi asfaltat de la Petrești de sus până la Borzești, ținând cont că în zonă este și o zonă turistică, Cheile Borzeștiului, preluarea de către Consiliul Județean a DC87 în vederea asfaltării până la satul Borzești.
Drumul acesta este comunal și noastră propunem să da, fie comunal este, da, pentru că este a nimănui teoretic. Primarul de la Iară declară că n-are bani să-l... Bun, dar noi nu putem prelua orice drum comunal. Trebuie să facă legătura între două drumuri județene, prima condiție. Și a doua, să se justifice ca și o variantă de, să spunem, de ocolire, de scurtare a unui traseu pentru cetățeni. Nu putem orice drum comunal să-l preluăm, că atunci ajungem că toate drumurile din comune să ni le dea primarii, că ei abia așteaptă să nu mai aibă acest efort, această nevoie și efort să repare drumurile comunale. Atunci ales ca de cheltuială, evident. Nu putem orice drum comunal. Dar toamna și iarna e nefuncționabil. Oamenii se plâng din sat. Acum, primaria, nu, sunt puține vorba aia case, 60 de familii doar, și probabil de aia nu au un cuvânt greu de spus la primarul de la Iara. Dacă nu îndeplinește anumite condiții minimale, noi nu putem să-l transformăm în drum cu județean. Voi verifica această dorință a dumneavoastră, bine? Da, deci este vorba de DC87. DC87 Petrești. Da, continuarea de la Petrești de sus până Borzești. În regulă. Mulțumesc. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, Laura Chioran, în completarea a ceea ce a spus colegul meu, am avut mai multe sesizări pe care le-am primit de la cetățeni din județul Cluj, inclusiv la zilele jucului am discutat cu câțiva dintre cetățenii de acolo și în alte comune. Există această problemă cu transportul, într-adevăr, a copiilor de la un hotel la altul, pentru că sunt copii care provin din familii aflate, care au domiciliu în comune, mai apropiată de o altă comună, de un alt UAT decât de centrul comunei respective. Și atunci, sigur, trebuie găsit o soluție de a reglementa. Eu înțeleg perfect ca jurist că aici sunt și niște chestiuni legislative, ar fi niște propuneri de lege ferenda care ar trebui făcute, dar până când se vor promova aceste propuneri de lege ferenda, trebuie totuși să găsim niște soluții pentru acest an școlar, ca acești copii să ajungă de la, din aceste, să spunem, sate mai mici, într-un alt UAT, fiind mai aproape, să spunem, de centru de comună la altul UAT decât de centru propriei comune. Și mai este o chestiune care la fel nu este reglementată și aici trebuie să găsim o soluție cu transportul copiilor la grădiniță. Pentru că, ok, se asigură transportul elevilor la școală, dar avem situații când nu este reglementat. Și nu îi putem sprijini pe copii care trebuie să ajungă din aceste cătune la grădiniță, în centrele de comună. Nu e reglementată această situație, deci va trebui să găsim o soluție pentru acest an școlar. În cazul lor e important să fie sprijiniți și însoțiți de părinți. Acum toată greutatea e lăsată doar pe părinți, dar vă dați seama că sunt copii din medii defavorizate în mare parte și ei nu ajung, efectiv, nu au. Și un exemplu clar era cu jucul, că de ce am făcut referire, copii care sunt cătune, să spunem, din Tăușeni, din comuna Bonții, dar sunt mulți, mult mai aproape de merg la grădiniță, la juc, da? Nu e reglementat accesul. Sunt copii care, așa cum am spus, provin din medii defavorizate, părinții nu le pot asigura transportul și efectiv nu au acces la această educație timpurie. Și asta este realitatea. Trebuie să găsim. Dați voie să răspund eu la acest subiect. Deci este perfect reglementată situația. Grădinițele sunt niveluri de învățământ în cadrul școlilor. Deci, JDUCU este o unitate cu personalitate juridică, care are director și are structuri în toate aceste sate. Fie școli cu clasele 1-4, fie 1-8, fie grădinițe. Deci toți acești copii și elevi aparțin școlii cu personalitate juridică George Varițiu JDUCU. Și este responsabilitatea directorului și a primarului acestui UAT să găsească soluții, așa cum au găsit și alții. Deci în foarte multe comune, microbuzul școlar transportă și elevi și copii de grădiniță. Orarul, programul de funcționare a grădinițelor și orarul școlilor este decalat, astfel încât microbuzul se poate să facă suficiente curse. Grădinița nu trebuie să înceapă la 8 programul, unele încep la 9, mai ales că majoritatea sunt cu program normal. Deci eu, dacă știu punctual astfel de situații, pot să intervin, dar mă mir, pentru că în general lucrurile funcționează. Avem, iată, de exemplu, și la Ola din Beliș, copii care
Sunt aduși cu microbuzul de la Călățele Pădure, care este pe raza OAT-ului Călățele, dar de ani de zile, fiind mai aproape școala din Beliș, a existat această înțelegere, părinții au dorit, directorii s-au înțeles între ei și s-au găsit de comun acord și soluții de transport. Deci mă mir că Jucu totuși e o comună cu posibilități și financiare, nu poate să rezolve această soluție, dar o să-l sun pe domnul primar. Deci, până la urmă, nu este problema noastră a consiliorilor județeni asta. Este o problemă internă pe raza OAT-ului pe care școala, în colaborare cu primăria, trebuie să o rezolve. Eu am trimis acum câteva săptămâni o scrisoare tuturor directorilor din județ, amintindu-le că începe școala, că încep mai repede cursurile în acest an, în 5 septembrie. Le-am explicat care sunt și noutățile legate de structura anului școlar și le-am reamintit că au niște responsabilități. Verificarea stării tehnice a microbuzelor, găsirea de soluții acolo unde ele sunt defecte și nu mai pot fi reparate, asigurarea combustibilului acolo unde nu este încălzire centrală, starea de funcționare a clădirilor, igienizări, asigurarea materialelor sanitare necesare, după cum și colegilor directori le-am trimis o scrisoare amintindu-le și lor, pentru că unii poate să la început în această responsabilitate managerială, că au de rezolvat anumite probleme în colaborare cu primarii până la începerea anului școlar. Deci dacă sunt situații punctuale altele decât cea din Jucu, o să ne implicăm și noi, dar ei acolo pe plan local știu foarte bine ce au de făcut și mie mi se pare chiar că este un director tânăr implicat și care se înțelege bine cu domnul primar. Doamna director, cred că nu ați înțeles problema pe care eu am pus-o. Deci v-am spus, este și o chestiune de reglementare juridică. Copiii de grădiniță nu au voie să meargă, de exemplu, decât în scaunul prevăzut de lege. Deci eu încă n-am văzut în județul Cluj microbuze cu scaune pentru copii până la vârsta de 4 ani. Da? Fie trebuie să meargă însoțiți de părinți, deci chestiunea asta nu este reglementată la nivelul județului Cluj. Deci nu puteți să-mi spuneți că e o chestiune punctuală și că doar într-un loc acum nu se respectă. Acum, cred că nicăieri în țara asta nu s-au dotat microbuzele cu scaune pentru transportul copiilor. Asta este prevederea, da, doamna, asta este prevederea legală, că noi ne asumăm riscul și trimitem copiii așa și dacă se întâmplă un accident, răspund inclusiv din punct de vedere penal și toți cei care au luat decizii și au permis acest lucru, este o altă chestiune, dar din punct de vedere juridic trebuie respectată prevederile legale privind siguranța copiilor până la această vârstă, până la vârsta la care nu au voie să stea decât în scaun, în acest scaun. Deci eu discuția aceasta am avut-o și cu domnul director la momentul la care s-a inaugurat grădinița de acolo și nu pot decât să felicit și pe domnul primar și administrația locală din Jucu pentru că sunt colegi, vă propun să ne oprim aici. Care au inaugurat o grădiniță acum înainte de începerea anului școlar. Dar trebuie să găsim o modalitate juridică ca acești copii de vârstă să aibă acces, de vârstă mică, să aibă acces la educație timpurie, respectând prevederile legale privind circulația copiilor. Și vă rog frumos aici să studiați care sunt prevederile legale în ceea ce privește transportul copiilor de la 1 până la 3-4 ani. Mulțumesc! Da. Stimați colegi, vă propun să ne oprim aici. Chestiunea asta nu o putem rezolva în această ședință. O să am înțeles subiectul, o să vedem exact unde putem să ne implicăm, pentru că nu e o chestiune care ține direct de Consiliul Județean, dar am înțeles fiecare din poziții. Vă propun să ne oprim aici, e deja ora 1. Vă mulțumesc pentru prezența la această ședință și să ne revedem sănătoși la proxima noastră ședință din luna septembrie. Mulțumesc pentru participarea tuturor, vă doresc o zi bună, să fiți sănătoși, să ne revedem cu bine. La revedere!